Bună, sclipicioșii mei, eu sunt Romina, bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Azi am pregătit pentru voi un unboxing și am pregătit un unboxing pentru că mi s-au adunat foarte, foarte multe colete și abia aștept să vă arăt ce am primit, să le deschidem împreună și să vă spun prima mea impresie despre ele. Așa că m-am înarmat aici cu multe colete pe lângă mine și cu un cuțit pentru a putea să le deschid cât mai ușor. Însă înainte de a vedea ce colete am mai primit și ce despachetez, nu uitați să dați like acestui video, să vă abonați canalului meu și să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când postez ceva nou. Și acum la treabă. Am să încep cu primul colet pe care l-am desfăcut pentru că m-am grăbit și am vrut să văd ce este în el. Și este un colet pe care l-am primit de la Gloves in a Bottle. De Gloves in a Bottle l-am auzit de foarte, foarte multe ori și sincer am fost foarte curioasă să le încerc aceste produse, așa că sunt foarte fericită că le-am primit și este vorba despre două produse. Aceasta este o loțiune hidratantă, totul în unul, all in one, care ei spun că ar trebui să fie ca și o pereche invizibilă de mânuș, adică să fie foarte protectoare. Eu nu știu pentru că nu am încercat-o, însă după ce am să încerc, am să revin cu un review. Și tot de la ei am primit această variantă, tot același produs, dar varianta mai mică, probabil varianta pentru poșetă de 60 de ml, o variantă foarte bună de luat în geantă și de dus cu tine în călătorie. Din fericire, eu chiar urmează să merg într-o călătorie, așa că asta cu siguranță va veni cu mine. Acesta a fost coletul de la Gloves in a Bottle și acum mergem mai departe. Și am aici un colet de la Faunus Plant și abia aștept să vă arăt ce este în el, pentru că am multe bunătăți, dintre care 3 bunătăți vor fi pentru voi, pentru giveaway. Și haideți să punem cuțitul ăsta la treabă și să-l deschidem. Probabil că ar fi trebuit să le deschid înainte, însă sincer să vă spun, nu le-am deschis pentru că atunci le-aș fi deschis cu tot, adică chiar m-aș fi uitat în ele pentru că sunt foarte curioasă din fire. Și coletul de la Faunus Plant este foarte frumos împachetat. Văd că am primit aici un catalog pentru produse, vreau să mă uit prin el, însă nu o să mă uit acum. Este un catalog foarte frumos făcut și imprimeul acesta este foarte, foarte drăguț. Aici am câteva informații despre produsele lor. Și după cum am spus, sunt ambalate foarte, foarte bine aceste produse. Așadar, am aici două uleiuri anticelulitice, uleiuri de masaj anticelulitic, pe care unul dintre ele l-am ales pentru mine, iar unul dintre ele l-am ales pentru voi. Nu am să le deschid pentru că oricum vă spun doar câteva detalii deocamdată despre ele. Am să le deschid eu pe parcurs și am să le fac poze, am să vă spun mai multe despre ele oricum. Și am două siropuri. Unul dintre ele este cu echinacea și unul dintre ele este Respiratorus. Eu nu știu dacă v-am mai spus, dar m-am plâns de câteva ori la voi că am anumite probleme cu respirația. Respir foarte greu și asta pentru că în copilărie am avut o problemă, am avut un astm bronșic și am rămas cumva cu respirația, cu gâtul sensibil. Am zis să încerc și această variantă de Respiratorus pentru că acesta este pentru căi respiratorii sănătoase. Iar cel cu echinacea este un sirop care ajută la tonifierea organismului, este detoxifiant și în același timp este foarte bun pentru imunitate. Și pe lângă produsele menționate mai am altele și anume am aici Dermatofitus, unguente tot de la Faunus Plant, unguente care sunt foarte bune. Uite, de exemplu, Dermatofitus este cu mărul lupului și gălbenele. Acesta este foarte bun pentru ten și pentru tenul cu probleme. Din acestea am luat două pentru că unul va merge de asemenea spre voi. Și mai am luat Cosmeticus cu iedră și cimbrișor și Tiroidianus cu sânziene și gălbenele. Fiecare au rolul lor, dar și unul cu gălbenele și propolis. Și mai am aici două balsame de buze, două balsame cu lavandă, care tot așa unul va merge la voi și unul îl voi testa eu și vă voi spune părerea despre ele mai încolo. Acum să trecem mai departe și am un colet de la Trio de Lux. Un colet cu produse pentru părul meu și sunt foarte fericită și părul meu este foarte fericit pentru că am nevoie de produse noi de îngrijire a părului. Coletul a venit foarte bine ambalat, are acești pufuleți de burețel care le protejează foarte bine. Și eu mi-am luat 3 produse de la ei, printre care acest șampon pentru culoarea părului de la Tresemme, care este pentru părul vopsit.
Abia aștept să-l folosesc și să văd cum funcționează acesta, pentru că părul meu vopsit are nevoie de îngrijire bună. Chiar sper că acesta să-și facă treaba foarte bine. Mi-am mai luat o mască nutritivă, regenerantă, pentru păr cu cocos. Eu sunt fascinată de cocos și această mască, sincer, cred că dacă miroase așa cum îmi doresc eu și face ce trebuie, am să o recumpăr cu siguranță, pentru că mie îmi plac produsele care au cocos în general și obișnuiesc să le tot recum. Și acestea au fost cele două produse de la Trio de Lux, produse de la Tresemme pentru îngrijirea părului. Mergem mai departe și vreau să vă arăt un alt colet. Un colet pe care l-am primit de la Crest Strips, un colet care mă va ajuta să-mi albesc dinții și să am grijă de dinții mei să strălucească pentru voi în continuare. Mi-am dorit de foarte mult timp să încerc această pastă de dinți și aceste bands pentru albirea dinților. Însă le voi folosi și abia aștept să vă spun detalii și cum funcționează. Următorul colet pe care tocmai ce l-am deschis și miroase demențial este acest colet de la Mana Săpun. Un colet care este pregătit de zâne pentru mine. Un colet în care am produse minunate pe care le-am ales eu cu foarte mare grijă și sunt făcute special pentru tenul meu și pentru mine. Vreau să vă spun că toate produsele lor sunt vegane, sunt produse naturale și sunt produse făcute de ei cu foarte multă dragoste. Sunt create de zâne cu magie și praf magic. Ok, și acum hai să vă arăt bunătățile. Am aici 4 săpunele. Una dintre ele este cu aloe vera și lemongrass. Miroase, sincer, incredibil. Și unul dintre ele este un săpun pentru curățarea feței, care se numește White Satin Facial Cleansing Top. În același timp mai am un săpun aici pentru curățarea feței cu cărbune activ și un săpun care se numește Daisy Dream. Miroase foarte, foarte bine, nu știu exact ce are în compoziție, oricum toate sunt ingrediente naturale și abia aștept să le pun pe pielea mea. Lângă săpunuri mi-am mai luat și alte produse și anume această Beauty Mask, care este cu argilă albă și abia aștept să o folosesc și pe aceasta. Aceasta are 100 de mililitri. Mi se pare foarte interesantă, consistența ei e cumva pudrată, nu știu dacă nu este cumva doar argila. A, deci e doar argila pe care probabil va trebui să o amestec cu apă și să o aplic pe față. Însă merge și așa, abia aștept să văd ce face. Îmi place foarte mult masca pe bază de argilă. Măștile pe bază de argilă sunt printre preferatele mele și aceasta probabil că este argilă naturală, 100% naturală. Mai am aici două uleiuri, și anume un ulei de lavandă esențial și un beauty oil care este pentru față. Pentru ten, un ulei cu sâmburi de strug. Ce mi-am mai luat eu este acest deodorant, cream deodorant. Este un deodorant 100% natural sub formă de cremă, care, sincer, sunt foarte curioasă cum funcționează, pentru că nu are miros, însă, nu știu, vom vedea și, cum am spus, voi reveni cu un review pentru toate produsele. Și mai am aici o pastă de dinți 100% naturală, cu mentă și cu salvie. Abia aștept să o folosesc și pe aceasta. Chiar mi s-a terminat pasta de dinți și am să o pun la încercat să văd cum funcționează, pentru că mi se pare foarte fain că este 100% naturală. Și pe lângă produsele pe care le-am ales eu, am mai primit cadou și două unturi de shea. Unul este cu lavandă și ulei de arbore de ceai, iar unul este cu portocală și ylang ylang. Amândouă spun că ar fi filtrate prin pietre vulcanice. Nu știu, n-am mai auzit de acest procedeu, însă mi se pare foarte interesant. Au un ambalaj foarte drăguț, de 15 ml, o pot pune în geantă, plus că untul de shea este foarte hidratant. Vai, miroase incredibil. Cel cu uleiul de arbore de ceai este și dezinfectant, așa că o puteți folosi pe zonele în care apar anumite inflamații sau te lovești. Iar cel cu portocală, din câte știu eu, este calmant. Nu știu să vă spun sigur, însă miroase incredibil și, da, nu are doar portocală, are și ylang ylang. Ylang ylang, abar n-am cum se spune, mă scuzați dacă tot vă stâlcesc pe aici chestii. Sincer să vă spun, aș mai avea o cutie mare, care sunt produsele de la Școala de Beauty Vlogging by L'Oréal Paris. Însă știu că dacă voi deschide și acea cutie, acest video va fi foarte lung, pentru că acolo sunt o grămadă de produse. Așa că rămâne să fac un nou video pentru acea beauty box, beauty kit pe care l-am primit.
Însă mai am ceva foarte drăguț care, sincer, pe mine mă face foarte fericită și abia aștept să vi-l arăt. Ceva care mă ajută pe mine să filmez, ceva pe care l-am cumpărat eu și care este ceva ce mi-am dorit de foarte mult timp. Și acel ceva este în această cutie. Și cred că puteți vedea și aici că este un ring light, un ring light pe care l-am primit azi, pentru că altfel cu siguranță l-aș fi deschis deja. Este ring light-ul meu, cel cu care filmez acum, nu este al meu, este împrumutat. Însă voi avea de acum înainte ring light-ul meu și asta mă face foarte, foarte fericită. L-am luat de pe F64 și vreau să-l deschidem împreună. După 100 de ani am reușit să deschid și eu cutia și am să-l scot afară și am să vi-l arăt. Abia aștept să filmez cu ring light-ul meu. El mai are aici un acumulator sau cel puțin așa știu eu că ar trebui să aibă. Nu este deloc greu, aș putea să-l port ca și un colier. Are și protecția care se pune pentru a fi lumina mai difuză și da, un acumulator, un cablu de acumulator pe care nu am să-l scot afară pentru că sincer nu are rost. În același timp mi-am luat și un stativ pentru el pe care nu o să-l desfac pentru că e doar un stativ, adică nu face nimic foarte interesant. Însă vreau să vă spun că sunt mega fascinată de acest ring light pentru că în sfârșit pot să-l am. Aici se va pune camera. Mi-am luat și un dispozitiv din acela pentru cameră și ce să zic, la cât mai multe videouri faine și să filmăm, să fie wow. Și acum dacă tot vi l-am arătat, haideți să-i dăm și drumul. Oh my god. Este foarte tare pentru că se poate seta intensitatea luminii. Se pare super fun! Dacă ați ști cât mi l-am dorit. Sincer, chiar îmi vine să plâng de fericire pentru că mi l-am dorit foarte mult și a fost o investiție destul de mare care sper eu să mă ajute ca să pot să fac multe videouri frumoase pentru voi și să avem o calitate bună la videouri și lumină bună și tot ceea ce trebuie. Și cu ocazia asta nu pot decât să vă mulțumesc încă o dată că mă urmăriți și că sunteți alături de mine și sper din tot sufletul, chiar sper să rămâneți alături de mine și să creștem cât mai mult, să avem o comunitate frumoasă aici, să discutăm cât mai mult, să fac cât mai multe videouri frumoase pentru voi. Și ce să vă mai zic, asta e tot, vă mulțumesc foarte mult, sper că v-a plăcut acest video. Dacă v-a plăcut, știți voi ce aveți de făcut, dați-i un like, un subscribe, dați-i un share pentru că un share mă ajută foarte mult să vadă și altă lume video-ul meu. Și nu uitați să vă lăsați comentariile jos, pentru că sunt chiar foarte curioasă ce părere aveți voi despre videourile mele, dacă vă plac produsele pe care vi le arăt, dacă vă plac ideile mele de video și toate acestea. Și eu vă pup și ne vedem data viitoare!